Bună tuturor celor din Zodia Fecioară sau care aveți Ascendentul sau Luna de Fecioară și bine v-am regăsit la nouă citire despre iubire și să vedem ce se întâmplă în planul acesta amoros pentru voi în intervalul 1-15 decembrie 2023 și vom începe cu mesajul din partea oracolului iubirii unde avem spontanietate debordantă depășește constrângerile minții și acceptă în mod liber și cu iubire noi situații. Ce frumos! Probabil trebuie să faceți niște schimbări în viața voastră ca să fie totul mai frumos. După cum știți, dacă vă doriți o citire personalizată, îmi puteți lăsa un mesaj pe WhatsApp la numărul afișat chiar aici. Iar dacă vă doriți și vă face plăcere să lăsați un like, să vă abonați acestui canal, sau uh, să distribuiți acest video mai departe, să știți că apreciez enorm de mult aceste lucruri și vă mulțumesc din suflet. Haideți să vedem care, care este tema principală și ce evenimente importante vor avea loc în acest interval de timp. Sunteți foarte temători, uh, simțiți foarte multă epuizare și neputință în fața unei situații amoroase vă este frică să nu fiți răniți din nou și din nou și din nou, încercați să vă protejați, parcă vă sacrificați pentru o anumită poveste de dragoste. În anumite situații vorbim despre o imposibilitate sau o relație care nu are viitor din cauza că sunt foarte multe diferențe sau restricții. Diferențe de vârstă, diferențe de statut, uh, um, nu știu, sunteți într un loc în care nu ar trebui să existe această poveste dar văd și faptul că aceia dintre voi care vă aflați într-o relație de lungă durată veți avea parte de magie, veți avea parte de o reușită, de o bucurie, se reaprinde scânteia. Pe de altă parte vorbim de foarte multă încredere, de foarte multă atracție, împăcări care vor avea loc în perioada următoare. Sunteți înconjurați de evenimente marcante. Puteți avea de face cu zodia taur, cu zodia săgetător, fecioară, capricorn, berbec, leu, dar având și magicianul aici, vorbim de toate, de toate zodiile. Cred că vi se deschide o cale, apare o șansă, apare un nou început, o nouă abordare a de dragoste, vi se mărturisește dragostea. Vă simțiți mai împliniți, vă simțiți mai întregi în perioada următoare. Provocările în iubire vin cu șaptele de monede. Faptul că trebuie să mai răbdați un pic, faptul că trebuie să mai aveți răbdare ca o anumită situație instabilă să se încheie și voi să aveți fericire, să aveți împlinire. Probabil aici vorbim despre o relație care nu este concretă, nu este oficială, iar voi trebuie să așteptați soluționarea acelei povești. O altă provocare poate are legătură cu faptul că vă spune persoana iubită un lucru care vă doare pe moment, nu vă vine să credeți, dar după aia lucrurile se rezolvă. Sau aici poate vă doriți foarte mult să deveniți părinți și momentan nu se întâmplă. Cu toate că în anumite situații chiar se vede o sarcină, un băiețel. Pe de altă parte văd că o provocare poate veni din lipsa de comunicare sau de implicare din partea persoanei iubite sau undeva relația sau situația se oprește un pic din evoluție, adică bate pasul pe loc, rămâne constantă. Surprizele vin cu steaua, speranța, dorința, vindecarea, eliberarea de tot ce este greu. Pe sufletul vostru. Și ce poate să fie greu. Frica aceasta, temerile acestea, problema aceasta greoaie, sacrificiile din iubire, răni, răni care se, re, se tot deschid din nou și din nou și din nou, le vindecați. Deci scăpați de o problemă amoroasă care v-a afectat mult timp. Nu mai revine, nu vă mai rănește absolut nimeni și nimic. Puteți avea de-a face cu de vârstător, cu semne de foc, berbecleu, săgetător, cu semne de apă, rac, scorpion sau pești. Văd aici o iubire împărtășită, o iubire împlinită, o persoană care vine către voi cu multă dragoste și aici vorbim de maturitate în emoțiile acestea, o persoană cu putere, o persoană care vine încrezătoare către voi și convingătoare, deci veți avea parte de o, reuși, de o reușită amoroasă ce nu va mai fi. Aici avem un patru de cupe. Nu o să mai aveți momente de plictiseală, nu o să vă mai aveți momente în care să fiți dezamăgiți că lucrurile nu au mers sau nu merg în direcția dorită de voi. Nu veți mai avea parte de dezamăgiri, certuri, rivalități în dragoste sau lucruri trecătoare. Pentru că aici ați fost atrași unii dintre voi și în anumite aventuri sau situații așa spontane care nu s-au finalizat, nu s-au concretizat, n au adus acea liniște în viața voastră și veți vedea face cu o persoană foarte înțeleaptă care o să vă îndrume o să vă ajute să scăpați de toate tentațiile sau de toate uh, piedicile pe care le-ați avut în dragoste, ca să nu mai suferiți sau să nu mai aveți dezamăgiri. Uh, în viitorul apropiat, uh, văd că veți vedea face cu o persoană care se lasă mai greu cucerită. Sau este vorba de un proces, poate, da, un divorț? Sau despre a judeca, a cântări la rece, a discuta foarte uh, la rece o anumită situație, pentru că aici a existat o trădare și cred că se va analiza foarte mult uh, iertarea, da? Dacă iertați, nu iertați, dacă vă împăcați, nu vă împăcați, sau dacă depășiți o greutate dintr-o poveste amoroasă care v-a afectat. Pentru că pe unii dintre voi vă văd într-o legătură care s-a oprit și ca și cum ați fi singuri și independenți. Ceva s-a schimbat, dar de ce? Mi-apare o energie negativă, niște pedici provocate de cineva. Da, aici ați trecut sau treceți în viitorul apropiat pe niște greutăți, aflați cine vă vrea răul pentru că aici este o relație predestinată, este o relație menită, doar că este blocată de către cineva. Cei singuri, cred că o să vă axați mai mult pe voi în perioada următoare, deși iubiți nebunește pe cineva este șansa aceasta imensă care apare pe planul amoros la voi, poate iubiți un semn de apărat corp pe un pești sau un semn de pământ, aurfecioară, capricorn cred că veți fi puși în fața unei alegeri sau este o persoană care depune foarte multe eforturi face foarte multe sacrificii sau încearcă să vină către voi cu toată dragostea împărtășește dragostea cu voi sau vă iubește și vă recunoaște acum ce dragoste imensă vă poartă Văd un cuplu, deci cu siguranță voi ori vă gândiți foarte profund la cineva, ori începeți în perioada următoare să discutați cu o persoană alături de care veți rămâne o perioadă, cel puțin. Pentru cei aflați într-un cuplu, mi-apare căsătorie. Poate sunteți deja căsătoriți sau poate aveți relații cu persoane de alte naționalitate. Mergeți la un drum sau organizați comunia un aceasta, jurământul acesta sau este o legătură. Eu tare mic aici, unii dintre voi, aflați într-un cuplu, aveți niște încercări pentru că sunt niște persoane bârfitoare care vă vin în preajmă, vă vin în casă și vin cu problemele lor, vin cu nemulțumirile lor și vă pot afecta relația de cuplu sau simțiți cumva că ajungeți într-un punct în care ați vrea să faceți ceva diferit. Aveți nevoie de o vacanță, poate, unii dintre voi aflați într-un cuplu, pentru că nu mai există atenția de altă dată și este o nevoie imensă de intimitate aici. Poate aveți de face cu un taur, cu un rac, scorpion, pești, fecioară, capricorn. Pentru cei aflați într-un trio amoros, e posibil ca unii nici să nu vă aflați într-un trio amoros, dar există tentația de a atrage atenția cuiva asupra voastră. Steți un pic nemulțumiți pe faptul că ați dat curs unei povești, unei situații unde s-au creat mai multe iluzii pentru că văd o dezamăgire sau poate fi vorba de o pretenie care se duce în altă direcție, să știți, vă apropiați altfel, parcă vă spuneți sufletul cuiva și ajungeți într-o relație de trio sau dacă sunteți deja în relația aceasta iar persoana respectivă nu vă mai caută și de asta mi pare mâhnirea, să știți că acolo a fost ceva trecător. Iar mesajul din partea tarotului vine cu o declarație de dragoste, cu o invitație undeva, cu multe cunoștințe noi, informații și hotărâri, decizii pe care le veți lua cu privire la o relație amoroasă. Da, e o răscruce de drumuri aici, o răscruce de drumuri și parcă nu vă găsiți locul calea către iubirea aceasta. E o tare mică iubiți pe cineva foarte mult, dar nu sunteți cu acea persoană. Pentru că aici văd foarte multe lucruri, pase, lucruri se discută foarte mult și e o situație mai veche. Sunteți cu gândul la cineva de foarte mult timp. Mi-apare faptul că. Foarte, de foarte multe ori ați analizat situația aceasta la rece sau poate acea persoană nu v-a băgat în seamă sau e o relație terminată, întreruptă, căutați o variantă să vă reapropiați, să vă împăcați, să vindecați sufletul rănit. Nu vă găsiți locul, nu vă găsiți starea. Aveți nevoie de mai multă putere, de mai mult curaj, de a merge mai departe, dar văd uh, energii benefice care se îndreaptă către voi. Dragilor, cam atât am avut să vă spun. Vă mulțumesc în suflet că mi-ați fost alături și astăzi. Vă pup, vă îmbrățișez pe toți cu mult drag și să ne auzim cu bine data viitoare. Pa, pa!